Mă numesc Rudenco Olesea, sunt deja director în cadrul companiei Double Case în unul din oficiile din Ucraina. Ce m-a făcut să ajung în acest domeniu și m-a motivat să am o profesie în domeniul dat? Probabil dorința de a face mai mulți bani și de a-mi atinge unele scopuri pe care cu salariile din Republica Moldova eram sigură că nu le-aș putea atinge. Probabil acest domeniu, domeniul tranzacționării, mi-a schimbat viața la 360 de grade. Aflându-mă în acest domeniu, pot spun cu siguranță că în fiecare zi este o creștere atât profesională deja acum, cât și personală. Adică fiecare zi care noi o avem, o analiză, o prognoză care o facem pe unul din aceste instrumente financiare pe care noi le avem. Posibilitatea să tranzacționăm, iarăși este o creștere, o analiză amplă a toți factorilor, atât externi, cât și factorilor interni, care ne motivează să creștem permanent și într-o permanentă dezvoltare. Cu siguranță, dacă este un scop, vine determinat și noi cu siguranță știm ce trebuie să facem și ce obiective avem să atingem datorită acestui domeniu. Evident că nu este o diferență cine anume se ocupă cu domeniul tradingului. Fie femeie, fie bărbat, mamă, fiică, absolut deloc nu contează. Nu contează nici funcția pe care o ocupăm, nu contează nici studiile superioare pe care le avem sau nu le avem. Deși pregătirea care se oferă la compania Double Case este foarte suficient ca să începi să ai o carieră în domeniul tranzacționării. Evident că aș recomanda și ba chiar mai mult, deja am recomandat acest curs, am foarte mulți cunoscuți deja care, văzându-ne în acest domeniu că avem o carieră de succes, singuri tind să vie să treacă pregătirea și însăși să acumuleze anumite abilități și capacități de analiză și prognoză și a deveni un trader de succes.